alimente de cocoș. Uite, o pană de cocoș. Fii atent aici cei. Deci lucrul ăsta îmi spune că aici un cocoș de munte a fost vânat, ori de râs, ori de acvilă. Deci... uite, rupt pana așa de acolo, de la mijloc. Uite, și asta e ruptă. Penele sunt rupte. Asta clar îmi spune că a fost prins de o acvilă sau de un râs. Asta se întâmplă în sălbăticie. Am venit la rotitul cocoșului de munte, de cu seară să pregătim tot ce ne trebuie pentru mâine dimineață. Mâine dimineață ne vom instala la pândă. Și ce am găsit în roata unui cocoș? 5 pene principale și 4 secundare. Asta înseamnă că a fost vânat de către râs sau de către acvilă. Bună dimineața! Vă invităm să veniți cu noi la rotit. Am venit de ieri în zona alpină, greu accesibilă. De aseară am mers, ne-am instalat corturile. Am dormit acum în mașină și o luăm din loc. Să vedem cât e ora. 4:05. O luăm din loc că avem la dispoziție o oră să ajungem acolo să ne instalăm. Să vedem cum va fi. Am ajuns deja în cort, m-am instalat. Este ora 5:20. Este liniște totală în roată. Întuneric, beznă, nu se aude nimic. Am ajuns în timpul perfect. Acum voi aștepta în liniște să văd ce sunete ale pădurii voi auzi, iar când se va face ziua o să vedem ce minunății vom vedea. Primul tot ce l-ați auzit cu 10 minute a început doar cu toc-toc. Acum a început ursul să cânte. Dar voi rămâne în liniște și voi aștepta. E a treia oară când văd Uliu Porumbar. Astăzi aici, în această roată, de fiecare dată, cocoșii s-au speriat, n-au mai rotit. Încerca să veneze un cocoș. Am văzut cocoșul zburând cu viteză maximă în vale, acolo, și Uliu să ceată după el. Nu știu dacă l-a prins, nu cred. Aici este cocoșul care cred că a pierdut penele la o bătaie. Penele care le-am găsit aseară în vatra lui. N-am știut ce s-a întâmplat, am crezut că a fost vânat de către râs, uli sau acvilă. Dar se pare că cocoșul trăiește și are lipsă doar penele din coadă. Este ora 4, de-abia la ora aceasta plecăm din roate. Au rotit până la ora 12, după aia am mai stat în corturi ca să ne asigurăm că nu mai rămâne niciunul în roată să-l speriem, ca să se retragă toți. Și după aia am avut altă activitate, am găsit o pereche de ciuvică. Am stat, le-am fotografiat, le-am filmat, s-au împerecheat foarte frumos, tot în roată aici. Concluzia pentru astăzi este rotitul în toi. De dimineața au venit în jur la vreo, 8 am numărat, 8 cocoși, 2 goci, una s-a împerecheat, a apărut și Uliu Porumbar, care a urmărit un cocoș în zbor, nu știu dacă l-a prins sau nu, că tot s-a dus cu el. Activitatea a fost, la altitudine, suntem la altitudine destul de mare și cam asta a fost pe ziua de astăzi. O luăm spre casă, la următoarea reîntâlnire cu cocoșul.